Dații probabil va fi un uh, studiu mai scurt, asta nu înseamnă că va fi superficial și nici că uh, nu s-a meritat venirea noastră în locul acesta. În seara aceasta avem uh, articolul de credință despre înfiere uh, și aș dori pentru început să vă prezint câteva motive pentru care cred că învățătura asta despre a fi în viață, despre faptul că suntem fii, copiii lui Dumnezeu este foarte importantă. Este cu siguranță posibil să fii înfiat, adică să fii mântuit, să fii copilul lui Dumnezeu și să nu înțelegi tot despre ce înseamnă să fii copilul lui Dumnezeu. Și este adevărat că nu schimbă cu nimic faptul că tu nu știi toate lucrurile despre înfiere, nu schimbă cu nimic că ești copilul lui Dumnezeu. Tu ești copilul lui Dumnezeu, indiferent că știi totul despre înfiere sau nu știi totul despre înfiere. Dar, practic vorbind, lucrul ăsta va afecta viața ta. Una este să știi că ai anumite privilegii și drepturi de care te poți folosi pentru că ești copilul lui Dumnezeu și alta este să nu știi. Deci pozițional vorbind, tu rămâi copilul lui Dumnezeu. Dar alta este să știi că tatăl tău ți-a dat anumite drepturi, ți-a dat anumite privilegii. da. De aceea a studia mântuirea noastră care cuprinde multe lucruri, justificare, regenerare, înfiere, răscumpărare, nu este la voia întâmplării. A studia aceste lucruri este important pentru că afectează practic anumite lucruri din viața noastră. Și, într-adevăr, este un exercițiu necesar ca să vedem care este practicabilitatea doctrinilor. Dumnezeu nu ne-a lăsat învățătura asta doar așa să da, sunt copilul lui Dumnezeu. Și atât. Nu, ci lucrurile acestea să aibă un efect, să afecteze viața noastră, da? Să devină practice multe privințe uh, în viața noastră. Cum ar afecta învățătura despre înfierea noastră sau ce importanță are învățătura despre înfierea noastră în viața noastră? În primul rând, această învățătură modifică relaționarea noastră la Dumnezeu. Modifică relaționarea noastră la Dumnezeu. Adică, în justificare, de exemplu, este ca și cum ai sta în fața unui judecător, ești condamnat, da? se presupunem că ai o infinitate de amenzi de plătit și judecătorul spune, din secunda asta, te declar justificat, absolvit de toată vinovăția ta. Fantastic! Dar relația ta cu omul acela rămâne relația unui cetățean cu un judecător. El n-a devenit atunci tata tău. Corect? N-a devenit prietenul tău, n-a devenit mântuitorul tău, n-a devenit soțul tău, nu s-a schimbat relația ta cu el. De aceea, vedeți dumneavoastră, dacă noi am înțelege, de exemplu, doctrina justificării, că eu în relația cu Dumnezeu ca judecător sunt justificată, e una și altceva este să cred și să știu că eu nu sunt doar îndreptățit, absolvit de toată vinovăția mea, ci cel care este judecător a devenit tatăl meu. Este cu tot o altă relație. Deci a înțelege în justificare, de exemplu, că Dumnezeu e judecătorul meu drept care m-a absolvit de toată vinovăția și a înțelege și că eu sunt în de acest judecător. Sunt copilul lui acum. Sunt două chestiuni total diferite care sunt foarte importante și modifică relația noastră cu Dumnezeu. Cum credeți că ar arăta duminică dimineață momentele de rugăciune, dacă noi n-am, dacă noi -am crede în doctrina înfierii. Am crede că suntem justificați, dar n-am crede în doctrina înfierii. Și cum ar arăta? Doamne, îți mulțumim că ne-ai iertat păcatele, că tu ne-ai îndreptățit, că ne-ai justificat. Punct. Niciunul dintre noi nu ne-am arătat sensibilitatea față de un judecător. Ce sensibilitate să aveți față de un judecător? Sau doctrina, doctrina din Scriptură care arată că noi suntem mireasa Domnului Isus Hristos. Cum se poartă o mire față de o mireasă? Da? Altfel te relaționezi la Domnul Iisus, altfel vorbești cu El. Rugăciunile noastre ar arăta total diferite. Da? Dacă n-am crede, dacă n-am ști de doctrina asta în fiere, dacă ea ar exista, suntem copiii lui Dumnezeu, dar noi n-am ști de ea. Ar modifica modul în care vorbim, modul în care ne gândim la Dumnezeu. Da? Deci, această doctrină modifică, în primul rând, relaționarea noastră la Dumnezeu. Da? Doi, ea ne sprijinește în moment de disciplină aspră. Dumnezeu ne disciplinează. Și în această adunare s-a vorbit și se vorbește despre disciplinare pentru că Biblia vorbește despre disciplinare. Dumnezeu ne bate, metaforic vorbind, cu nuiaua. Acum când Dumnezeu te bate câteodată aspru cu nuiaua, imaginează-ți că în momentele acelea n-ai crede sau n-ai ști că Dumnezeu este un tată care te disciplinează. Da? Și este judecătorul ca la evrei. 40 de lovituri fără una. Mi-am mâncat bătaie și Dumnezeu m-a bătut. Am meritat, Dumnezeu m-a bătut. Și altceva să știi că cel care te-a disciplinat este tatăl tău care te iubește, care îți vrea binele, care îți poartă de grijă. Da? Sunt două lucruri total diferite. Sunt două lucruri total diferite. Acea, această învățătură că Dumnezeu este tatăl nostru, vom vedea că autorii Sfintei Scripturi leagă în fierea de disciplinare. Ne sprijinește în de, momente de disciplinare aspră. Dacă ai trecut cel puțin câțiva ani prin credință, știi că Dumnezeu disciplinează aspru. Și dacă n-a făcut-o cu tine, a făcut-o cu alții și tot ai văzut lucrul ăsta. Da? Ce te ține atunci? Ce te ține atunci? E Dumnezeu furios pe tine? E Dumnezeu mânios pe tine? S-o sătura Dumnezeu de noi și-o pus mâna pe George și-o bă, dar nu se mai poate. Nu. El este Tatăl nostru. 3. Ea ne pune, ea pune înaintea în ochilor noștri o moștenire veșnică. Datorită faptului că suntem în viață, avem o moștenire. Cui dai moștenire? Cui să dă moștenirea? Copiilor să dă moștenirea, nu? A ne gândi noi la moștenirea veșnică, fără a ști că suntem în viață, nu, ave... nu există nicio bază legală. Pentru ce? De unde crezi tu că o să ai o moștenire veșnică? Pe ce bază legală? Și Dumnezeu ne spune, există o bază legală, Dumnezeu nu face lucrurile. Eu sunt pur și simplu suveran, fac ce vreau eu. Când intrați în veșnicie, vă dau lucruri, ca așa vreau eu. Nu există o bază legală. El ne-a înfiat și pe baza faptului că ne-a făcut fiii lui, dacă suntem fii, spune apostole, suntem și moștenitori. Da? Să face o tranzacție legală de moștenire pentru cei care sunt fiii lui Dumnezeu. 4. Trec fugitiv peste câteva motive care fac această doctrină importantă. Ea ne dă o perspectivă echilibrată în sfințirea noastră. Da? Ea ne dă o, o perspectivă echilibrată în sfințirea noastră. Probabil că și dumneavoastră dintr-un zel, cred eu, sfânt, curat, bine intenționat al fraților noștri, poate și dumneavoastră ați crescut în adunări în care sfințirea, sau mai degrabă aș spune, dacă e să fim sinceri de multe ori, moralitatea a fost un accent foarte important. Da? De exemplu, rugăciunile noastre când eram copilași, întotdeauna conținea următorul element. Doamne, ajută-ne să fim mărturii înaintea lumii, ajută să fim mărturii la școală, ajută să fim mărturii între vecini, ajută să fim mărturii pentru ceilalți, da? Adică să fim morali ca să dăm o reclamă bună, să facem o reclamă bună pocăinței Bisericii Domnului Iisus Hristos și așa mai departe. Uh, însă vom vedea că în Sfânta Scriptură mântuirea sau chemarea lui Dumnezeu pentru noi sau felul în care ar trebui să vedem noi relația cu Dumnezeu nu este pur și simplu Dumnezeu ne-a mântuit și acum, bă, vedeți, v-a mântuit, știți de ce? Ca să-mi faceți să reclamă bună pe pământ vom vedea că în Sfânta Scriptură accentul, deși este un accent pe Sfințire, este un accent major pus pe relația noastră cu Dumnezeu. Că suntem copiii lui Dumnezeu. Asta este mai important decât orice. Suntem copiii lui Dumnezeu. Da? Ne dă o perspectivă echilibrată în Sfințire. Ne face să vedem mântuirea complexă, cum este ea. Ne-a mântuit Dumnezeu ca să ne facă sfinți. Și acum ce face Dumnezeu? Cu jor de după noi pe pământ? Hai mai sfinți, mai sfinți, mai sfinți, mai sfinți. Nu s-a fost scopul lui Dumnezeu. Scopul lui Dumnezeu a fost să devenim fiii lui. Și pentru că suntem fiii lui, trebuie să se mânăm cu tatăl nostru. Toată lumea s-ar mira. Acum vedeți, unul e roșcat, unul e o leacă blonduț. Dacă te uiți, la el, chiar dacă e roșcat, tot are ceva de la mine. Dar seamănă pu puțin cu mine, fizionomia. Acum copiii cu trecerea timpului încep să ia comportamente. Ar fi total anapodat. Te uiți la niște copii care nu au nimic din părinții lor, nu? E ciudat. În fierea se leagă de sfințire, fiindcă suntem copiii lui, Începem să preluăm niște caracteristici din chipul lui Dumnezeu. Dar îți dă, în îți dă o perspectivă echilibrată asupra Sfințirii. Nu e Dumnezeu ca unul care ne-a pus la școala de corecție, cam așa e mântuirea pentru mulți. Ne-a mântuit, ne-a pus la școala de corecție și tot ne pleznește în continuu. Bac, cu nu iau, ba, 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 ca să fim cuvinți. Nu asta e. Da? O perspectivă echilibrată a Sfințirii este doar atunci când înțelegi că Sfințirea merge mână-mână cu înfierea. Și vom vedea că există texte care arată lucrul ăsta. 5. Ea transformă în special rugăciunile noastre. Imaginează-ți că fiindcă ești copilul lui Dumnezeu, te poți duce oricând să te rogi. Oricând să te rogi. El e tata meu. El nu e judecătorul meu. El nu e doar mântuitorul meu. El e tata meu. El e tata meu. Uitați-vă la niște copii. El nu are nicio... Că noapte, noapte la ora 3, la 4, la 5, dacă vrea apă, dacă vrea să ducă la baie, dacă vrea un biscuit, el poate să mă trezească. Și eu nu pot să zic, niciodată nu pot să zic, păi tu te tată și trezești pe vecinul. Și eu sunt tata lui. El apelează la dreptul lui de copil fără niciun fel de problemă. El nu, el nu atunci. Bă, dar îl trezesc pe la tata în fiecare noapte la ora 3 să mă duc la baie. Bă, dar poate așa ceva? Păi omul ăsta are și el viața lui. și bă, asta e tata meu apelează la drepturile lui de copil fără niciun fel de problemă. Oricând. Oricând. Gândiți-vă dumneavoastră cu câtă nesimțire copiii mici de două, trei luni te noaptea. De câte ori vor ei? Să cer lapte. Să ce mai ceri? nu? De unde -i atâta tupeu? Așa a lăsat Dumnezeu. Copilul apelează la tine și tu îi răspunzi. Crezi că Dumnezeu, Tatăl nostru, este altfel? Modifică profund rugăciunea noastre când stai să procesezi puțin ce înseamnă că Dumnezeu e Tatăl meu. Ce înseamnă că Dumnezeu e tatăl meu? La un moment dat un, un frate englez mi-a spus la un moment dat, zice, mă, problema voastră cu baptiștii care vă rugați cu ochii închiși și că nu vă puteți ruga oriunde. Și eu când călătoresc cu mașina, când merg la lucru, când nu știu, mă pot ruga oricând. Și a spus-o într-un mod glumesc, dar ăsta e adevărul. Noi putem apela la Dumnezeu oricând. Eu dacă aud, de exemplu, acum sora Cristina sau fratele Ciprian sau fratele Sorin trece pentru o problemă sau m sună, sunat, am văzut o situație. Bă, sper să avung din seara acasă sau duminică la biserică să mă rog. Acolo e cadrul ăla în care Dumnezeu vine cu slava lui în adunare și întinde poalele mantei lui peste adunare. Ne-am pus în poziția corectă de rugăciune și putem să-i spunem în sfârșit cerințele noastre. Nu e așa. De asta, de exemplu, ne putem abține uneori la rugăciunea de laudă să nu trecem pe alte, la rugăciunea de mulțumire sau la rugăciunea de cerere, tot Că avem lista pe care o avem noi de acasă. Când poți să comunici cu Dumnezeu oricând și poți veni la Dumnezeu cu orice problemă. Știți că copiii comunică uh, părinților lor tot felul de lucruri absurde. De exemplu, Calvin are în obicei dimineața vine să ne spună visele lui. Tati, vreau să spun visul. Cum Tată, nu știu ce mă interesează pe mine visele tale, știi? Dar trebuie să asculți visele. Adevărul este. Uh, și nu vreau să... Bacal... Uh, nu vreau să transformă în ceva foarte familiar sau ușuratic chestiunea rugăciunii. Este ceva foarte serios. Dar adevărul este că lui Dumnezeu putem să-i comunicăm absolut orice lucru. Imaginează că la un moment dat te gândești la Dumnezeu că Dumnezeu a făcut un lucru absurd. Un lucru fără sens. Ți se pare că nu se potrivește. Dumnezeu știe deja lucrul ăla. Dumnezeu știe deja lucrul ăla. Crezi că pur și simplu că verbalizez, îl verbalizezi, îl faci pe Dumnezeu mai nervos? Dumnezeu știe deja. Tu dacă l-ai gândit, Dumnezeu știe deja. Ce înseamnă ca tu să-ți eliberezi sufletul? Că pentru tine o faci, nu pentru Dumnezeu. Dumnezeu nu are voie să fie informat de noi. Pentru tine să-ți eliberezi sufletul și să spui, Doamne, am gândit lucrul ăsta și eu vreau să-l mărturisesc eu cu gura mea. Tu-l știi deja. Eu vreau să spun lucrurile astea simple din viața mea. Transformă profund rugăciunea, doctrina în fierii. Profund o transformă. Când știi că cel la care te duce este tatăl tău, că te poți duce oricând la el. Că poți să-i spui absolut orice. Toate sentimentele tale, toate poverile tale, toate necazurile, îngrijorările tale, absolut orice. Gândurile tale, aberante. N dumneavoastră niciodată în rugăciune a spus Dumnezeu aberația că v-au trecut prin cap? mi a spus de multe ori. Și singur de fapt care vrea să le asculte. E singur care după ce le asculte nu spune. Bă, dar tu ești prost. Așa, putem, dar rău ești, ești dus rău. Nu, el e singur spune. Știam deja lucrurile alea. S-au trecut enormitățile alea prin cap. Tu îți dai seama că sunt niște prostii. Și le verbalizezi lui Dumnezeu și Dumnezeu ca un tată iubitor, grijuliu, ne ascultă. Tu când copilul tău vine și spune niște enormități, îți spui, bă, copchile, țipă de aici. Mă, turizia, stii, mă, băiat, nu vine la mine cu prostiile astea. Stai și ne asculți. Și încerci să-l avuți grijul lui încet, tu să-i explici, să le duci, să le înveți, să-i comunici informațiile care nu le știa. L-a da? întrebat acum pe fratele, pe Calvin, nu știu dacă e frate încă, uh, frații de la Iași, uh, cine, cine a scris Biblia? Și eu Jean Calvin. El nu știa. Apoi l-am învățat, i-am explicat doctrina inspirației. Uh, Scripturii, că Biblia n-a fost dictată, că Biblia a fost comunicată, dar fiecare au, au fost mai mulți autori diferiți care au scris Sfânta Scriptură și așa mai departe. Spune, tu nu știi doctrina inspirației verbale, plenarea Sfintei Scripturii? La ce biserică mergi? Ereticule! Nu, explica, grijuliu! dar E o enormitate, nu? Eu o aberație, dacă ai... Dar nu i-am spus, bă, că lui, tu spui aberații din astea. Stai și te pleci la mintea lui și explici. Așa se Dumnezeu cu noi. Am impresia că uneori sfatul din Eclesiastul e foarte bun. Să nu ne dăm prea neprihăniți. Nu? Bă, nu de, ce să te, de rănești singur? Da? Ai o concepție corectă despre tine. Tu ești totuși copilul lui Dumnezeu. Tu ești totuși copilul lui Dumnezeu. Și copiii au tot felul de lucruri care nu-ți trebuie. Dar transformă într-un mod special rugăciunii noastre. Șase. Ea ne ajută să înțelegem multitudinea de beneficii pe care le avem în relație cu Tatăl. Și nu vreau să petrec timp. Lați-vă dumneavoastră o foaie acasă, goală. Ai, ce ce eu în relația cu copilul meu? Ce beneficii dau eu copilului meu prin simplu fapt că sunt în el, în, eu cu el într-o relație de tată-fiu? Beneficii pe care el nu le are, de exemplu, în relația de educatoare copil sau de vecin cu copilul tău sau orice altceva. Relația de tată-fiu uh, produce cu sine, poartă, comportă o grămadă de beneficii. O grămadă de beneficii. O multitudine de beneficii. Purtarea de grijă, de exemplu, nu? care vine din relația de tată-fiu nu se îngrijește vecinul de tine. Dar tata se îngrijește de copii. Da? Și multe, multe, multe alte. Ne ajută să înțelegem multitudinea de beneficii pe care le avem în relație cu tatăl nostru. Șapte, în fierea este un mare impuls pentru sfințire. Cum? Că trebuie să se cu el. Dacă e tatăl nostru și avem natura lui, ca să spune Biblia. Asta este. Între tată și fiu este o relație de sânge. Da? E o relație naturală. Între noi și tatăl nostru este o relație naturală spirituală. Deci că am fost făcuți părtași firii Dumnezeu. Suntem născuți din Dumnezeu. Dacă suntem născuți din El, trebuie să semănăm cu El. Așadar, înfierea duce la sfințire. Nu Dumnezeu zice: Dacă vă sfințiți, o să vă țin copiii mei. Nu pentru că suntem înfiați, ne sfințim. Pentru că suntem din Dumnezeu, vom semăna cu Dumnezeu. Dar este un impuls pentru sfințire. Eu nu zic dacă o să iert, dacă o să mă port frumos, Dumnezeu poate o să mă facă cândva copilul lui. Sau dacă mă port frumos săptămâna asta, sau continui să mă port frumos până la sfârșitul vieții, Dumnezeu o să mă țină copilul lui. Nu eu sunt copilul lui și pentru că sunt copilul lui mă sfințesc. Da? este un mare impuls, un puternic impuls pentru sfințire. 8. înfierea este o bază pentru siguranța mântuirii. Pentru siguranța mântuirii. Dacă gândești, dacă gândești, de exemplu, mântuirea doar în termenii vinovăției sau a păcatului dacă am făcut câteva păcate, mă tem că pierd mântuirea. De asta se gândește, de asta există doctrina pierderii mântuirii. Pentru că oamenii gândesc mântuirea doar pe anumite felii. Dumnezeu judecător, eu vinovat, am făcut păcate, le iertat. Dar ce fac eu cu păcatele viitoare? Nu, mântuirea trebuie gândită în multe alte aspecte. Are multe fațete. Eu sunt, el este fiul meu. El, indiferent ce al face, eu nu-l lepăd. Eu sunt un om. Eu, la un moment dat, aș putea să fac lucruri, dar Dumnezeu nu-l face. Înfierea este o temelie, o bază puternică pentru siguranța mântuirii. În fierea, ne dă și o privire duhovnicească în înfrățirii noastre. Gândiți, tu ai fost înfiat, eu am fost înfiat. Dacă tu ai fost înfiat și eu am fost înfiat, ce suntem acum? Frați! Noi suntem frați, nu mai zicem așa, suntem frați, dar nu prea suntem frați. Nu, chiar suntem frați. Și este o legătură de sânge mai puternică decât legătura de sânge naturală. Noi suntem într-o legătură de sânge a Domnului Isus Hristos, da? Și dacă nu credeți că este așa, adevărul este următorul. Cele mai intime momente pe care le împărtășim pe pământ sunt cu frații de credință, care intimitatea spirituală e mai puternică decât intimitatea asta familială pe care o avem cu frații noștri și surorile noastre. Și dacă ei nu sunt credincioși în veșnicie, vom petrece o veșnicie întreagă nu cu frații de sânge, ci cu cei cu care am fost înfrățiți prin jertfa Domnului Isus Hristos. Asta este un lucru extraordinar. Bun, hai să ne uităm la ce spune mărturisirea. Mărturisirea nu spune foarte, foarte, foarte multe lucruri, este un singur articol. Un singur punct în mărturisire despre înfiere, și uh, voi uh, spicui, așa, câteva lucruri pentru noi în seara aceasta, care să fie, sper eu, foarte dragi sufletului nostru. Primul lucru pe care vreau să subliniez este că înfierea presupune o stare anterioară de rebeliune, de răzvrătire, de dușmănie, toate lucrurile despre care vorbește Biblia. da? Ca să înfiezi pe cineva, presupune că el nu a fost totdeauna copilul tău. da? Nu a fost copilul tău. Și Biblia ne spune că Uh, nu eram morți în greșelile și în păcatele noastre și eram din fire? Nu eram copiii cuiva, dar nu eram copiii Domnului. Da? Eram copii ai mâniei. Cu alte cuvinte, eu apreciez actul sau momentul în fierii sau realitatea în fierii pentru că mai înainte n-am fost. Și în nu presupune că eu am fost copilul unui om foarte bogat, foarte drăguț cu mine, care mi-a dat toate lucrurile, dar au venit altul mai bogat decât el și m-a luat. Nu, e ca și cum ai fost luat de la casa de copii unde erai maltratat, bătut, înfometat, bolnav, în cu alții. De acolo te-a scos Dumnezeu, din mizerie, din canal te-a luat. Dar nu te-a luat dintr-un loc bun și te-a dus la o treaptă mai sus. ci te-a luat dintr-un loc mizerabil și te-a făcut copilul lui, da? Tu erai răzvrătit, erai rebel, erai mort, erai nenorocit. De acolo ne-a ridicat Dumnezeu. Și sau așadar, în fierea presupune uh, înțelegerea stării noastre anterioare de răzvrătire, de nebunie. Prin aceasta se cunosc, zice copiii lui Dumnezeu și copiii diavolului. Sunt doar două variante. Sunt doar două variante. Eu am fost copilul cuiva înainte, copilul al mâniei, copil al diavolului, copil al întuneric, mai numește fiii întunericului, copiii neascultării sau a răzvrătirii. Și el ne-a făcut acum copiii lui Poți să apreciezi această doctrină dacă înțelegi întâi starea anterioară pe care ai avut-o De ce e un nonsens să vorbești despre mântuire dacă nu vorbești despre păcat E un nonsens Mântuit, mântuit din ce? Nu? Când spui am fost salvat, din ce? Am fost salvat de la anec, am fost salvat de foc, am fost salvat un, într-un accident, am fost salvat din ceva Mântuirea spirituală înseamnă o salvare dintr-o stare negativă spirituală, adică păcat Bun. A doua observație, înfierea, înfierea este hotărâtă din eternitate de Dumnezeu. Mărturisirea zice așa, Dumnezeu a hotărât ca în și datorită singurului său fiu, toți aceia care sunt justificați să fie părtași harului în Dumnezeu a hotărât lucrul ăsta. Unde spune Biblia asta? Efeseni 15 cu 6. Ne-a rânduit mai dinainte să fim, ne-a mai dinainte să fim înfiați prin Isus Hristos după buna plăcerea voii sale, spre lauda slavei Harului Său pe care ne l-a dat în prea iubitul Lui. Este o hotărâre din eternitatea Lui Dumnezeu. Nu este un gând ulterior al Lui Dumnezeu. Dumnezeu nu, nu s-a gândit să ne dea șansa mântuirii, oportunitatea mântuirii. Dumnezeu a decretat să ne înfieze. Este un decret al lui Dumnezeu să devenim copiii lui. A treia observație. Înfierea este primul gând al lui Dumnezeu din veșnicie. Există o ordine a decretelor lui Dumnezeu. Dumnezeu nu face nimic fără să fie plănuit. Dar există o ordine în care Dumnezeu a hotărâ să facă lucrurile. Și eu cred că ordinea asta este importantă și vă arăt de ce. De exemplu, în Efeseni, capitolul 1, pasaj foarte bine cunoscut, zice așa. Și vreau să fiți atenți. În el Dumnezeu ne-a ales înainte de întemeierea lumii ca să fim sfinți și fără prihană înaintea lui. Deci Dumnezeu a hotărât să fim sfinți. Bun, asta mă înțeles. Dar aici ni se prezintă o succesiune de decrete sau de hotărâri ale lui Dumnezeu. Ne-a hotărât să fim sfinți după ce ne-a rânduit mai dinainte să fim înfiați prin Isus Hristos. Deci avem două decre decrete. Decretul de a fi sfinți și decretul de a fi copiii lui. Și el spune că ne-a hotărât să fim sfinți după ce ne-a hotărât să fim fii. Deci primul decret al lui Dumnezeu a fost înfierea. Al doilea decret al lui Dumnezeu a fost sfințirea. Și lucrul ăsta este foarte important. E foarte important pentru inima noastră, pentru felul în care noi ne gândim la Dumnezeu. Dumnezeu, primul gând al lui Dumnezeu, n-a fost să fim sfinți. Primul gând al lui Dumnezeu a fost să fim copiii lui. Da? Se zice că ne-a hotărât să fim sfinți după ce a hotărât să fim copiii lui. Deci asta a vrut Dumnezeu. E mângâietor pentru mine, încurajator pentru mine. Dumnezeu, primul gând al lui Dumnezeu pentru mine, El în veșnicie a văzut că vom cădea în păcat, da? a hotărât să lase această cădere în păcat și primul lucru la care s-a gândit Dumnezeu a fost Vai! Au poluat ăstea lumea cu păcat. Nu primul gând al lui Dumnezeu a fost vreau să-i fac din nou copiii mei. Și după aceea să ne facă să semănăm cu el, să fim sfinți. Da? Asta spune Efeseni în capitolul 1. A patru observați în fierea este în și datorită Domnului Isus. Ia uitați ce zice. Dumnezeu a hotărât ca în și datorită singurului său fiu Iisus Hristos, toți aceia care sunt justificați să fie părtași harului în fiere. Cum e realizată în fierea? Păi simplu, în fierea este realizată în felul următor. Dumnezeu are un singur fiu prea iubit, care este Domnul Iisus Hristos. Ca tu să devii fiul lui, ești pus în persoana Domnului Iisus Hristos. Toți cei care sunt puși spiritual, reprezentativ în Domnul Iisus Hristos, devin fii lui Dumnezeu. Devin fii lui Dumnezeu. Ia uitați ce zice la timp 4 cu 4. Când a venit împlinirea vremii, Dumnezeu a trimis pe fiul său. Născut din femeie, ca să răscumpere pe cei ce erau sub lege, pentru ca să căpătăm ce? L-a trimis pe fiul ca să căpătăm ce? Nu iertarea, nu sfințirea și pentru asta l-a trimis. Evident că și pentru asta l-a trimis și multe alte lucruri. Dar l-a trimis ca să căpătăm înfierea, ca să devenim copiii lui. Foarte important. În fiera este așadar în și datorită Domnului Isus Hristos. Așa ce observați. În este dată celor care sunt îndreptățiți. Îndreptățiți. Galaten 3 cu 24 zice așa. Astfel legea ne-a fost un în îndrumător spre Hristos ca să fim socotiți, neprihăniți prin credință. Asta este un mare miracol. Eu, cel murdar, neleguit, că eu știu ce sunt fiecare zi. Acum nu suntem orbi cu privire la ce suntem în viața noastră. Dumnezeu să ne socotească neprigăniți. Da? Să ne vadă ca și cum am fi curați. Să fie așa ceva în fața ochilor lui Dumnezeu și când se uită la noi, tu știi că ești murdar și Dumnezeu te vede neprihănit. Și în fața ochilor lui Dumnezeu este Fiul Lui. Asta îl facem să ne vadă neprihăniți. Dar, spune Galateni, ne-a fost îndrumător spre Hristos ca să fim socotiți neprihăniți prin credință. Și după ce a venit credința, nu mai suntem sub îndrumătorul acesta, adică legea. Că și toți sunteți fie ai lui Dumnezeu prin credința în Hristos Isus. Deci autorul leagă, cărții Galateni, îndreptățirea de înfiere. Care e legătura dintre îndreptățire și înfiere? Adevărul este că Dumnezeu, într-un fel am putea spune, nu putea să ne înfieze până nu ne rezolva problema păcatului. Cum să ne facă el copiii lui dacă nu rezolva problema păcatului? De aceea și a zice că Dumnezeu a hotărât să facă părtaș harul în pe aceea pe care i-a îndreptățit. Dumnezeu nu zice azi te îndreptățesc, că ți iert toate trebuie să dau de prihănirea lui Hristos și peste 100 de ani sau peste 3 ani te fac copilul meu. E în același eveniment, dar el trebuie întâi să rezolve problema păcatului nostru pentru ca să ne facă copiii lui. Bun, așa o observație care este foarte importantă este următoarea. Înfierea este o stare legată de înnoirea sfințitoare. Înfierea este o stare legată de sfințire. De ce e important să spunem lucrul ăsta și peste tot Scriptura leagă înfierea de sfințire? Pentru că dacă fierea nu se pierde, așa zice o copilul lui Dumnezeu pentru totdeauna. Dumnezeu nu o să-și trimită copiii în iad. Nu o să fie copii ai lui Dumnezeu în iad. Numai copiii diavolului o să fie în iad. Uh, și ajungem la bajocul asta veșnică, de care nu o să scăpăm, să fim siguri până plecăm în veșnicie. Noi dacă nu să pierdem fierea, nu? Poți să faci ce vrei. Dumnezeu te bate cu nu iau, dar măcar nu-ți pierzi în fierea, nu? E bine. Biblia leagă în fierea de sfințirii. Auziți ce spune. Ca niște copii ascultători, nu vă lăsați tărâți în poftele pe care le aveați altădată. Prima dată afirmă în fierea, ca niște copii ascultători, nu vă lăsați târâți în poftele pe care le aveați altă dată când erați în neftință. Sau, zice așa, să fiți fără prihană, copii ai lui Dumnezeu, fără vină în cu unui neam ticălos și stricat. Să fiți copii ai lui Dumnezeu, fără vină, fără prihană și curați. Suntem copii ai lui Dumnezeu? Și ce bă, dacă ești copil al lui Dumnezeu, poartă te ca un copil al lui Dumnezeu. Sau, prin aceasta se cunosc copiii lui Dumnezeu și copiii diavolului. Prin ce? Oricine nu trăiește în mod continuu, dar un stil de viață în neprigănire, nu este de la Dumnezeu. Nici cine nu iubește pe fratele său. Sau alte texte. Sunt multe texte legate de, de texte care leagă sfințirea de înfiere. Căci toți cei ce sunt călăuziți de Duhul lui Dumnezeu sunt fii al lui Dumnezeu. Cine e fiul al lui Dumnezeu? Cine este călăuzit de Duhul lui Dumnezeu. V-am mai dat, cred că, imaginea asta, sper să nu vă plictisesc cu ea, trebuia să mă gândesc poate la alta mai bună, dar să mi se pare extraordinar. Uh, un împărat, nu? Un împărat care iasă în împărăția lui și zice în cele mai jegoase, mizerabile, infecte locuri din cetate sau din afara cetății. Zice la Azna, unii copii bolnavi, săraci, înfometați, unde scursurile societății, abandonați. Dar cei mai rei copii care există în societate. Suci acolo, și așa îl caută pe cel mai mizerabil sau pe cei mai mizerabil și zice, păi ăștia îi vreau. Din canale ia. Da? din mizerie, din infecție, din boală. Îi ia de acolo. Și duce băieții ăștia sau copiii ăștia, îi duce în împărăția lui. Îi spală, îi curățește, aduce cei mai buni medici, care să-i vindece, care să-i îmbrace frumos și așa mai departe. Ăștia nu mai umblau cum acum umblau desculți, cu golan și așa mai departe. Și viața lor este schimbată în toate aspectele, da? Băieții ăștia lui sau copiii ăștia lui, cine ori fie, iasă să duc la plimbare. Umblă și ei prin cetate acum. Logic vorbind, o să se mai întoarcă unul ăsta de la bogăția, de la mesele pline, în canar să mănânce resturi aruncate prin noroi? Da sau nu? Nu o să se mai întoarce. Nu o să se mai întoarcă. Atâta lucru s-a întâmplat în el că i s-a luminat mintea încă nu se duce să mai mănânce de acolo. Când umblă în haine curate, o să se ducă să trântească iar în noroi? Da. Nu o să se ducă. Adică există o legătură între actul fierii și procesul sfințirii. O să fie copilul ăsta perfect? Nu o să fie perfect. Probabil mai are năravuri, mai are obiceiuri proaste, da? Mai are pulsiuni pe care le-au avut dinainte. Și se mai face poftă, poate, de anumite jocuri, de anumite glume, de anumite lucruri mizerabile care erau înainte. Dar există un proces de lui care se bazează pe faptul că el a, a devenit copilul lui Dumnezeu. Dacă el s-ar duce să facă unul din actele mizerabile pe care le-a făcut înainte, când se întoarce acasă la tata, tata nu o să-i zică, băi, pentru că ai făcut treaba asta, du-te înapoi în gunoiul tău. El o să zică, fii atent, tu ești copil de împărat acum, da? Tu ești fiul meu acum, tu trebuie să mă reprezinți pe mine acum. Ai niște beneficii extraordinare, ai niște privilegii fantastice, nu există nimic care să aibă privilegii pe care le ai tu. Dar tu trebuie să înțelegi că lângă privilegiile astea, pe care nu ți le pierzi, prin act am făcut pentru totdeauna copilul meu, tu ai niște responsabilități extraordinare. Tu trebuie să porți acum numele meu. Tu când ești, din, că vrei, că nu vrei, tu când ești de pe poarta uh, castelului, a uși, când ești afară, oamenii te asociază cu mine. Ești a meu, eu știu că ești a meu acum. Eu știu că te-am înfiat, Eștiu știu că te-am îmbrăcat, eu știu că te-am vindecat, Eștiu știu că te-am făcut copilul meu. Tu trebuie să te porți într-un mod Vrednic de mine, da? În este o stare legată de înnoirea sfințitoare. Mărturisirea continuă și spune că în fierea presupune o poziție legală, vorbind, da? Și niște privilegii pe care le avem. Zice așa. Prin aceasta îi sunt socotiți copiii ai lui Dumnezeu și se bucură de libertățile și privilegiile acestei poziții. Adică, ei au numele lui pus asupra lor. Că suntem sau nu doritori, oamenii ne asociază cu numele lui Dumnezeu. Pentru că Dumnezeu ne-a asociat cu numele Lui. Ei primesc Duhul în fierii. Ei au astfel acces la tronul său de har cu tot curajul. Și sunt în măsură să strige către Dumnezeu? Ce? Ava, adică tată. Ei au parte de mila, protecția Putearea de grijă a lui ca tată, precum și de disciplinarea părintească făcută de el. Vezi, o sumedenie de beneficii, de privilegii care decurg din această poziție extraordinară și anume a faptului că suntem în Nu avem multe texte, dar tuturor celor ce l-au primit, adică celor ce cred în numele lui, le-a dat de a să se facă copia lui Dumnezeu. Vedeți ce dragoste ne-a arătat Tatăl să ne numim numai numele? Este un lucru important, să fii asociat cu cea mai importantă persoană. Și pentru că sunteți fii, Dumnezeu ne-a trimis în inimă, pentru că suntem fizice, pentru că suntem fii, ne-a trimis un martor lăuntric care să ne convingă de lucrul ăsta. Duhul fiului său care, nu știu că șoptește, care strigă, Ava, adică Tată, ne uităm imediat la aspectul ăsta, al strigării, că este, cred că, unul dintre cele mai frumoase lucruri care țin de în fierea noastră, da? Suferiți pedeapsa. Dumnezeu se poartă cu voi ca niște fii. Care este fiul pe care nu-l pedepsește tatăl? Vedeți, sunt o grămadă de beneficii. Purtăm numele lui. Avem Duhul Sfânt, o martor lăuntri care autentifică lucrul acesta. Dumnezeu ne disciplinează, Dumnezeu ne poartă de grijă, Dumnezeu ne sfințește. Lucruri care decur din poziția noastră de copii al lui Dumnezeu. Pentru că suntem copiii lui Dumnezeu. Apoi, în fierea este o stare irreversibilă. Ia zice ce spune mărturisirea. Și cred că și Biblia iau parte de disciplinarea părintească făcută de el, totuși fără a fi vreodată renegați sau alungați, pentru că ei sunt sigilați pentru ziua răscumpărării. Există o legătură între înfiere și această sigilare. Da? Zice Efeseni 4,30 Să nu întristați pe Duhul Sfânt al lui Dumnezeu prin care ați fost pecetluiți sau sigilați pentru ziua răscumpărării. Cum ne-a sigilat Dumnezeu? Cum ne sigila la Dumnezeu? Ce știți dumneavoastră? Ei, în Apocalipsa un text interesant unde spune că li s-a pus o pecete, celor care sunt al lui Dumnezeu, li s-a pus o pecete pe frunte. Ca să nu fie vătămați. Și în veșnicie spune că ni se va pune numele lui Dumnezeu pe frunțele noastre. Ni se va da numele lui Dumnezeu. Vom fi pecetluiți, chiar vizibil, ca să fim al lui Dumnezeu. Dumnezeu ne-a sigilat prin faptul că a făcut trupurile noastre, templele Duhului Sfânt, nu sufletele noastre trupurile noastre, temple Duhului Sfânt. Știu că poate să fie ceva tainic, nu putem explica cum trupul meu a devenit templul Duhului Sfânt. Da, a devenit templul Duhului Sfânt. Trupul meu este al lui Dumnezeu. Și cel care a făcut trupurile noastre, temple Duhului Sfânt, va învia aceste trupuri muritoare. De asta va învia trupurile noastre. De asta noi avem o apreciere pentru trupurile noastre. De asta Pavel spune, nu voi lua eu trupul ăsta care e o la a Domnului Isus Hristos, da? un instrument a Domnului Isus Hristos și vă face mădularul unei curve. Vorbește despre trup. Că curvia nu se face în suflet. Da? Se poate face în suflet, dar practic devine trupească. Da? Pornește de la minte, dar devine trupească. Am fost sigilați. Duhul sunt a luat în stăpânire trupurile noastre. Le a făcut mădulare ale, ale Domnului Isus Hristos, instrumente ale lucrării Domnului Isus Hristos. Da? Și pentru acest motiv noi nu vom fi vreodată renegați sau alungați indiferent câtă disciplinare ne-ar aplica tatăl. Indiferent câtă disciplinare ne-ar ne, -a, ne, ne -ar aplica tatăl nostru. Da? Înfierea este o stare irreversibilă. Da? Înfierea poartă sigiliul acesta al sigurației, zice, pentru că ei sunt sigilați pentru ziua răscumpărării. Asta trebuie să ne dea nouă, să ne dea nouă siguranță. Și să ne facă să nu întristăm pe Duhul Sfânt. Vezi, Pavel nu zice să nu întristați pe Duhul Sfânt al lui Dumnezeu care ar putea să plece de la voi. Și el spune să nu întristați pe Duhul Sfânt al lui Dumnezeu care va a pentru ziua răscumpărării. Adică fiindcă s-a dat un lucru așa extraordinar, ai fost sigilat, nu întrista pe cel care e sigiliu vieții tale. Cel care îți dă siguranță. Cum ne dă siguranță Duhul Sfânt? Cum ne dă siguranță Duhul Sfânt? Te, uh, uh, romani, galateni ne spune că Duhul Sfânt strigă noi Ava adică Tată. eu cred aș fi curios să mărturisiți dintre dumneavoastră dacă ați avut momente în care în, poate de multe ori se întâmplă în circunstanțe nefavorabile, necazuri grele, apăsătoare, poate în tragedii ale vieții. A existat un, un martor, chiar mărturisirea la, mărturisirea la, 1689, vorbește despre acest martor untri care este Duhul Sfânt și care strigă în noi Ava, adică Tată. Adică când se clatină toate temeliile vieții mele, Duhul Sfânt din mine strigă în mine, îmi confirmă, Că eu sunt în continuare copilul al lui Dumnezeu. Eu nu înțeleg ce se întâmplă, nu știu de ce Dumnezeu clatină viața mea, habar nu am. Și au fost mulți copii al lui Dumnezeu. Poate sute de mii, milioane de copii al lui Dumnezeu care au trecut prin, prin experiențe de felul acesta. De ce Dumnezeu lasă Nu pot să-și explice. Dar au avut acest martor lăuntric a Duhului Sfânt care a strigat în continuare. Tu nu ești părăsit, nu ești renegat, nu ești abandonat. Asta nu este o dovadă a faptului că Dumnezeu te urăște. Că Dumnezeu a uitat de tine. Sau că nu există Dumnezeu. Ci Duhul Sfânt a strigat în ei, tu ești Copilul lui Dumnezeu. Această mărturie la ca Duhului Sfânt funcționează de foarte multe ori în rugăciune. De aceea Duhul Sfânt ne impulsionează să spunem ce? Ava, adică ta", să strigăm? Ava, adică Tatăl. Este o mărturie atât de puternică încât noi știm, nu avem foarte multe explicații, știm că suntem Copiii lui Dumnezeu. În ciuda circunstanțelor. Mărturia aceasta o dă Dumnezeu prin rugăciune, mărturia aceasta o dă Dumnezeu în și frățească, mărturia aceasta o dă Dumnezeu prin cuvântul lui, când Duhul Sfânt pune o presiune fantastică asupra Duhului nostru, convingându-ne supranatural, tainic, misterios că suntem copilul lui Dumnezeu. De cum face Duhul Sfânt lucrul ăsta? Nu știm să explicăm mecanismele, da? Că n avem uh, ochelari din ăștia și nici vă aplicație spirituală care să ne explice toate lucrurile acestea, dar se întâmplă. Și eu cred că este o... Este un semn de întrebare mare pentru noi, dacă noi n-am putea să spunem, să mărturisim. Dom'le, da, Duhul Sfânt este mine. Da, Duhul Sfânt încuvințează realitatea pe care Dumnezeu a făcut-o în viața mea, că El m-a înfiat prin sângele Domnului Iisus Hristos. Când citesc în Sfânta Scriptură toate lucrurile astea despre înfiere, da, și eu am Duhul Sfânt care mărturisește lucrul ăsta în viața mea la siguranța mântuirii, la articolul despre siguranța mântuirii, mărturisirea vorbește despre acest martur lăuntric care este Duhul Sfânt și care pe lângă temelia siguranței pe care o avem în sângele Domnului Isus Hristos, temelia siguranței pe care o avem în mântuirea noastră, temelia siguranței pe care o avem în faptul că vedem lucrarea Duhului Sfânt în noi, mai există această mărturie lăuntrică a Duhului Sfânt, a Duhului Sfânt. Și în final, în aceasta se finalizează cu o moștenire veșnică. Zice și moștenesc promisiunile lui ca moștenitori ai mântuirii veșnice. Galatei 4,7. Așa că nu mai ești rob, ci fiu. Și dacă ești fiu, ești și... Știți oameni care se bat de la moștenire? E greu să găsești un neam în care frații încep să se dușmănească, să se calce în picioare pentru unii pentru 10 cm, unii pentru o cameră, pentru 30 cm de pământ, pentru nu mai știu ce, să-și dea cu lopata în cap, cu sapă, să fugărească, sau de lumea de ei, să-și strice mărturia la biserici întregi, pentru zeci de ani, pentru lucrurile astea. Când încep să predice despre moștenirea cerească, Doamne, moștenirea cerească, ce când o fi aia, până noi la moștenirea cerească, asta e! Ce-i mână nu-i niciună, nu? Asta e ateism practic. Asta e ateism practic. Biblia ne descrie în multe locuri despre moștenirea asta cerească, despre ceea ce ne va aștepta. Și noi știm foarte puține lucruri despre ea. Motiv pentru care noi nu suntem foarte motivați dacă nu știi despre ea, nu? Și adevărul este că uh, Scriptura vorbește la un moment dat în termeni foarte vagi, grozavi, dar foarte vagi despre moștenirea de dincolo. C.S. lui spunea că motivul pentru care Scriptura vorbește în termeni vagi, dar frumoși, dar nu, dar palpabil, cum, care, da? este pentru că lucrurile cerești depășesc capacitatea noastră de a le cuprinde și de a le verbaliza. Acolo este o strălucire. Pavel când coboară de acolo spune ceva fantastic. Bine, acum după 2000 de ani sunt o grămadă care pot să spună multe, mai multe lucruri despre Pavel. Cu oamenii au ajuns da, Pavel o să fost copilaj, micuț. el s-a dus în cer, nu știu ce să spună, dar acum avem o grămadă care pot să spună toate lucruri despre cei împărăția lui Dumnezeu. Evident, sunt ironic, da? Dar Pavel coboară de acolo și spun lucrurile care sunt acolo nu pot fi comunicate în limbaj și s-a interzis să încerce să le comunice în limbajul omenesc. Că probabil dacă ar încerca să le comunice, ar stinge din splendoarea și gloria care sunt acolo. Dar sunt lucruri care nu sunt pregătite de Dumnezeu pentru noi. Scriptura nu spune că Dumnezeu, ne, Dumnezeu va face ceruri noi. Punct. Biblia spune că Dumnezeu va face un cer nou și pământ nou. Da. Dumnezeu va face un, un univers înnoit, da, în care ne va face moștenitori, stăpânitori. Și lucrul acesta vine din în fiere, slavă Domnului, amin. Fie ca Duhul Sfânt să ne dea lumină, să uh, lăsăm, să medităm ca aceste adevăruri ale Lui Dumnezeu să aibă un impact asupra vieților noastre, să le, asimină, să le asimilăm, să ne gândim la ele, pentru că ele au un impact practic. Ele au un impact practic în viața noastră. Amin.